Superliga vă este prezentată de Superbet. Suntem Costi Mocanu și Emil Grădinescu. Bun găsit la acest Dinamo Unirea Slobozia. Soluția cea mai potrivită și continuă cu Edin Iaore. A fost Milanov, vinge pentru Iaore. Un călcâi care duce balonul frumos la... Cred că dacă ar fi tras mai de departe, mingea ar fi avut timp să capete un efect mai mare și să-l deruteze pe Rusu. Și-a arătat stofa de jucători de echipă Selmani. El a respins. Perianu, driblinguri frumoase ale lui Perianu. Aganovic pe poziție de șut. Acum vine lovitura și... Extraordinar! Offside. Extraordinar! Și ea a doua intervenție, dar și prima asta. Pentru că mingea este foarte grea, este deviată. El plecase pe direcția șutului Olsen. Mingea s-a întors la Dinamoviști. Cere Selmani la marginea careului. Danezul, ce frumos îi pasează. Selmani și gol! Minunată fază, Cârjan! Vorbeam de golurile lui Cârjan, iată-l pe al treilea. Dar e o fază la care Danezul Olsen merită toate aplauzele pentru pasa aceea boltită pentru Selmani. Din nou, o fază creată foarte bine, foarte inteligent de Dinamo. Cârjan la margine. Noi revedem faza. Da, impecabilă. Impecabilă fază. Iată-l pe Selmani. Centrare perfectă. Așa e, așa e. Câtă eleganță, precizie, siguranță din partea lui Olsen pentru acea minge. Sigur, în egală măsură putem vorbi și despre lipsa de reacție a celor care ar fi trebuit să coboare de la Slobozia cu coadă. A, mingea ajunge la Bărbuț, este în careu Bărbuț, întârzie Bărbuț, Bărbuț, are noroc, Bărbuț continuă, este minge centrată pentru Aganovic, care trece pe lângă balon. Croatul a avut egalarea în posesie, dar a risipit-o. Selmani se descurcă foarte frumos. Kosovarul Cârjan îl are pe banii lângă el. Face bine că se întoarce, da, și îl găsește pe Olsen. Dinamo speculează acea parte a terenului. Urcarea lui Sivis, se întoarce Iaore. Bună centrarea lui Sivis! Ratează Milano. Mai degrabă pentru că s-a dus să ceară socoteală. Frumoasă fază. Și a plecat de la decizia lui Cârjan de a schimba partea, a căuta locul liber. Echipele sunt trimise la cabine. 1-0. Scapă Șerbănică. Scapă Șerbănică. Pas în față și ratare imensă. Camionul rămâne jos. Scoate din nou Golubovici. Banii. Minge frumos așezată pentru Selmani. Selmani! Caz a prins gazonul. Fanii lui Dinamo. S-a întâmplat asta când era în B. La Buzău. Iusov! Este Camara! Scoate incredibil Golubovici! Să privim încă o dată faza. Centrarea lui Șerbănică. Minge deviată pe spate. Și Camara pleacă primul. Încă o dată faza loviturii lui Camara. În repriza a doua, Slobozia are posesie superioară. Este periculoasă și iată din nou pe Șerbănică, centrând pe jos, un luft. Jocul lui Dinamo începe să sufere. Pe fond de oboseală și Copiș simte asta și mai face o schimbare. Iese Sivis și îl bagă pe Costin.
E forțat să facă mutări de felul ăsta pe flancuri, pentru că au fost cel mai bine. Bate frumos, bate frumos, iese pe sub minge, Niaore! Oh! Încă o dată șutul formidabil al lui Niaore. Minge ajunge la coadă. Pentru Camara este lovitură a lui Camara. Ce periculos, ce colț văzuse.